Mogadul și Calicul. A fost odată ca niciodată un om putred de bogat, dar mereu îngândurat și trist. Vecinul său, în schimb, era un om sărac, dar mereu cu zâmbetul pe buze. Putea dormi bine noaptea, în timp ce bogatul se trezea de zeci de ori și nu putea dormi la loc. Într-o zi, bogatul, care se săturase să-l vadă mereu atât de lipsit de griji pe vecinul său, îl invită la conacul său și îl întrebă câți bănuți reușește să câștige într-un an, fiind convins că fericirea se măsoară în monedele pe care reușești să le agonisești. Nu știu să număr prea bine, îi răspunse Calicul, și nici nu prea îmi pasă. Pur și simplu, aștept ziua de mâine, fără să mă gândesc prea mult la ea. Bogatului îi plăcu răspunsul primit, așa că îi dărui vecinului său sărac și fericit o pungă cu bani. Pentru el nu însemna mare lucru, dar săracului îi se păru adevărată avere, așa că luă punguța și o ascunse în grădină. Dar din acel moment începură grijile. Dacă îl vor călca hoții sau dacă vreun câine îi va dezgropa comoara, omul nostru nu mai avea somn noaptea și devenise la fel de posomorât și trist precum cel bogat. Într-o zi merse în grădină și dezgropă punguța. O duse înapoi bogatului și îi spuse: ți-am adus punga cu banii înapoi, nu o vreau. De când mi-ai dat-o, am ajuns ca tine, nu mai am odihnă zi și noapte, mai bine să rămân cum eram înainte. Măi, omule, spuse bogatul în punga, dar nu sunt mulți bani. Pentru mine sunt și grijile sunt pe măsură. Iar din momentul în care se trezi fără ea, se eliberă deodată de toate grijile.